Aleluia!
Noi suntem oricum, noi ne
Așadar, Știl, 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 pe care, cu permisiunea dumneavoastră, îl dedicăm maestrului Voicu Enăchescu. Thank you.
Thank you.
Oh.
din carne și os lucrată. A venit Hristos deodată. Nu făclie ce se stinge, nu icoana ce se frânge, ci El însuși, trup și sânge. Coliba clarinit s-a făcut cer strălucit cu bolta de mărgărit și pe ea soare și stele cu ceferi printre ele, în mijloc tron luminos și pe el Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt se alătura și acolo rămânea și acum. Și pururea. Și noi, Doamne, ne-am sculat, colibe le-am curățat, uși, ferestre, toate sunt noi, Doamne. Intră și la noi. Va judeca după adevăr.
și cel scuipat în față va sufla Duhul în față. Cel ce a ținut în mână o trestie slabă se va face toiagul lumii, ca îmbătrânit lumea să se sprijine mie. Laudă ție, Doamne, și prin tine, Părintele tău, în ziua nașterii tale. Am citit câteva fragmente din Sfântul Efrem Siru. La ei cauți scăpare fără ca ei să te fi chemat. Ce este iubirea ta dacă atunci când cineva te ocărăște, nu te mâni? Aceasta este luna cea plină de toate bucurile, de libertate pentru robi, înălțare pentru cei liberi, încununare pentru uși, răspăți pentru trupuri. Veșmânt de purpură îmbracă ea în iubirea sa, ca pentru mâncare. În luna aceasta, robii se odihneau în sufletele lor, cei liberi paturilor, regii în așteptăturile lor. Iar Domnul la toate s-a odihnit pentru toți în iesne. Iată pe plene, regele David s-a îmbrăcat în veșmânt din țesătură scumpă, iar Domnul lui David și Fiul lui David și-a ascuns slava în scutece. Scutecele sale au dat oamenilor veșmântul slavei. De praznicul acesta, fiecare să-și încununeze ușa inimii sale. Duhul Sfânt să dorească să intre pe ea, ca să se sărășuiască înăuntru și să dea sfințire. Căci iată, El mână de la toate ușile să vadă unde să se sărășuiască. De ziua nașterii Fiului, împăratul roman i-a scris pe oameni pentru dări, ca ei să se facă datornici lui. Iar acum mi s-a arătat un împărat care a șters zapisul datoriei noastre și cu numele său a semnat un alt zapis, ca el să se facă datornicul nostru. Toate făpturile s-au făcut guri și au vestit despre el strigând cu glas tare. Magii strigau cu darurile lor, cei sterbi strigau cu copiilor. Steaua strălucitoare striga în văzduh, iată Fiul Împăratului! Cerul s-a deschis, apa a strălucit, porumbel s-a coborât, iar glasul Tatălui, mai puternic decât tunetul, a coborât de sus și a spus: acesta este Fiul meu cel iubit. Îngerii vesteau, iar crucii săltau strigând: Osana, Osana. Aceasta este luna cea plină de toate bucurile, de libertate pentru robi, înălțare pentru cei liberi, încununare pentru uși, răspăți pentru trupuri. Veșmânt de purpură îmbracă ea în iubirea sa, ca pentru mâncare. În luna aceasta, robii se odihneau în sufletele lor, cei liberi paturilor, regii în așteptăturile lor. Iar Domnul la toate s-a odihnit pentru toți în iesne. Iată pe plene, regele David s-a îmbrăcat în veșmânt din țesătură scumpă, iar Domnul lui David și Fiul lui David și-a ascuns slava în scutece.
au dat oamenilor veșmântul slavei. De praznicul acesta, fiecare să-și încununeze ușa inimii sale. Duhul Sfânt să dorească să intre pe ea, ca să se sălășuiască înăuntru și să dea sfințire. Căci atunci, el pune de la toate ușile să vadă unde să se sălășuiască. De ziua nașterii Fiului, împăratul roman i-a scris pe oameni pentru dări, ca ei să se facă datornici lui. Iar acum mi s-a arătat un împărat care a șters zapisul datoriei noastre și cu numele său a semnat un alt zapis, ca el să se facă datornicul nostru. Toate făpturile s-au făcut guri și au vestit despre el strigând cu glas tare. Strigau cu darurile lor, cei sterbi strigau cu copiilor, steaua sărăcitoare striga în văzduh, iată fiul împăratului, cerul s-a deschis, apa a strălucit, porumbel s-a coborât, iar glasul tatălui, mai puternic decât tunetul, a coborât de sus și a spus: acesta este fiul meu cel iubit. Îngerii vesteau, iar crucii săltau strigând: Osana, Osana. Fericită e Maria, căci te-ai sălășuit în pântecul ei, în chip feciorelnic, fără să te fii rugat ea aceasta. Ca un dar revărsat în cei care îl primesc. Ana a cerut un copil cu lacrimea mare, Sara și Rebecca cu cuvinte și făgăduințe, iar Elisabeta prin rugăciune și după lungi chinuri au fost mângâiate. Fericită e Maria, care fără făgăduințe și fără rugăciune a zămislit și a născut ca fecioară pe Domnul tuturor. Care mamă va cânta pruncului pântecelui ei ca Maria? Cine ar îndrăzni să-și numească fiul fiu al făcătorului, fiu al ziditorului? Cine și-a mai numit vreodată fiul fiu al celui preanalt? Știe, Doamne, cum să o numească pe Maica ta. De-o numește Fecioară, stă de față pruncul. De-o numește Femeie, nimeni nu a cunoscut-o. Dacă însă chiar și Maica ta e necuprinsă cu mintea, cine te poate atunci cuprinde pe tine? Laudă ție, celui pentru care, ca Domna toate, totul e ușor. O minune e Maica ta. Domnul a intrat în ea și s-a făcut rob. A intrat cuvântător și s-a făcut mut. A intrat tunând și glasul său a tăcut. A intrat păstorul la toate și s-a făcut în ea miel. Gol și dezbrăcat a ieșit cel ce îmbracă toate. Uite,
Mâine îți promit, recunosc tot ce-am greșit. Mă fac lundre, punte, soare, stea mă fac, stea căzătoare. Însă azi, când în ochi tu mi te scalzi, lasă-mă să nu clipesc, că nu vreau să te rănesc. Amâinare de Yves Cel Naiv.